Trabant, Dacia din anii 80 sau Lincoln Continental sunt doar câteva dintre bijuteriile expuse la retroparada toamnei care a avut loc la Târgu Mureș. Bineînțeles, spre bucuria iubitorilor de mașini vechi. Toate cele aproape 70 de vehicule au fost recondiționate de proprietarii pasionați și arătau ca noi. Fiecare mașină expusă în piața trandafirilor din Târgu Mureș are o poveste care o face astfel să-i fie și mai dragă celui care o deține. Mașina este din 1985, este de o vârstă cu fiica mea, ceea ce contează foarte mult în asemenea situații, pentru că întotdeauna se formează o legătură și sufletească între proprietar și mașină. Este vorba de pasiune când vorbim despre o asemenea activitate. Pentru că în copilărie omul are visuri. Dacă unii dintre proprietari doar au întreținut mașinile după ce le-au cumpărat, alții le-au restaurat și acum arată ca noi. M461, fabricat în 1972 la Câmpul Lung, Moldovenesc. Mașina a fost recondiționată de la zero, să zic așa, totalitate. Este dotată cu motor de 2,5 cm cub, benzină. V-ați amintit din... Da, de copilărie le vedeam pe drum, eram copil. Un Lincoln Continental Mark IV, produs în 1972, ediție Cartier, cu capacitate cilindrică de 7600 cm cub, full accesorizat, însemnând climă, geamuri electrice, scaune electrice, tot ceea ce se putea pune pe o mașină în 1972. O mașină frumoasă care reprezintă o eleganță și un stil. Interesant, nu știam că și aici sunt atâția fani de oldtimer. Eu sunt din Hanovra. Și acolo am participat la un oldtimer Volkswagen. Splendid. Achiziționarea și restaurarea mașinilor vechi poate produce uneori conflicte în familiile colecționarilor, a mărturisit zâmbind organizatorul paradei. Pasiunea pornește și de la aceste mașini, că ne plac, sunt niște amintiri din copilărie sau, cum am zis mai devreme, că nu se văd aceste tipuri de mașini pe drumurile noastre. De obicei, pasionații nu se opresc la o singură mașină, întotdeauna apare a doua, a treia, a patra, până când vine cearta cu soția. Parada toamnei de la Târgu Mureș a încheiat sezonul expozițional Retro 2021.